Știam că pe 18 mai este Noaptea Muzeelor și am vrut să ne asociem cu evenimentul ăsta la care participă foarte multă lume. Clădirea este superbă, este clădirea UGSR. Nu a fost folosită pentru evenimente culturale. Noi, Asociația Ovidius, ne dorim să o integrăm în peisajul cultural bucureștean. Și ne-am gândit că cea mai bună ocazie ar fi la Noaptea Muzeelor. Deja lumea este pe stradă, e trafic și ne-ar ajuta să popularizăm, să polarizăm aici, să creăm o comunitate în jurul acestui spațiu. Universul este fenomenologic. Nimic nu e etern. Totul e lipsit de sens. Cine ești că rugim la puzele de zebre? Horia Brânciu. Ce se va întâmpla mai departe cu spațiul? Nu înțeleg că o să continuați și o să facem spectacole aici. Asta ne dorim. Suntem în discuții cu UGSR, așa cum spuneam și la început, clădirea le aparține. Suntem în discuții pentru încheierea unui parteneriat. Ne dorim foarte mult ca aici să funcționeze un teatru. Sala are o capacitate de 250 de locuri și ar fi ideală pentru spectacole. Știm că sunt foarte mulți tineri artiști, actori, regizori, care ar putea să-și pună în scenă piesele. E păcat să nu folosim acest spațiu și să nu le redăm circuitului cultural. Bună seara, ne aflăm aici la Teatrul Regal împreună cu Dan Rădulescu. Ce faci, Dane? Bună seara și bine v-am găsit. Sunt un pic frapat de abordarea asta. Ce faci, Dane? Nu cred că am bătut aceeași minge în copilărie, dar... Aveți oricum o coasă în mână și altă adresare nu-mi permitem. Aha, da. Ați schimbat la dumneavoastră acum. Interesant. Da. Băi, dacă domnul Cioban vrea să stea cu coasa în mână într-un teatru... Da, nu am să comentez asta, nu o să mă apuc să explic că face parte din recuzita acestui spectacol minunat și așa mai departe, dar oricum. Să revenim. Ne aflăm la Teatrul Regal. Eu sunt partenera ta de scenă, Smaranda Caragea. Spune-mi cum te-ai simțit în seara asta aici. Eu m-am simțit bine. Tu? Vreau să spun că nu cred că e nevoie să te prezinți, că oricum tu ai impresia că te știe toată lumea. Lucru care probabil e și adevărat, așa că nu... Da. M-am simțit foarte bine aici. Dar tu ai nevoie de prezentare, trebuie să spunem. Dan Rădulescu, actor. Actor. Da, în încercare. M-am simțit foarte bine aici, pentru că a fost o atmosferă foarte plăcută. Nu știu dacă spațiu, din cauza spațiului sau din cauza faptului că a avut legătură cu treaba asta, cu Noaptea Muzeelor, dar oricum, eu zic că a mers foarte bine. Să zicem că vreau să dau un fel de petrecere. I-am zis. Ce gen de petrecere? Păi să zicem că vreau să-mi explice două fete pe Hortensia Papadopoulos. Oh, wow! Vreau să-mi bat. Va trebui să vorbești cu Frosty. Yes. O să te cam coste. Acum ea mă legitimația de debilism arzival și am informat-o pe ea un... Ai mai jucat vreodată noaptea târziu? Am mai jucat odată de la ora 10, da. Și acum, de la 10 jumate, cum a fost? A fost vreo diferență? O întrebare cel puțin tâmpită, pe care n-am să o comentez, dar pot să spun că a fost drăguț, pentru că echipa asta cu care joc de fiecare dată e foarte tare și ne simțim bine împreună. Formată din Cătălin Babliuc, care nu este prezent acum, pentru că a plecat, Smaranda Caragea,
nu comentăm, Dan Rădulescu și Eugen Ghemant, care este acolo în spate. Acolo în spate. Se poate vedea? Se poate vedea. Se vede? Se vede? Eugen Ghemant. Da. Puteam să sun la poartă, dar cum ar fi fost așa? Eu lucrurile se par mai dramatice decât. Uite, demon aici, știi? Ce? Clar, ești un boxinist. E rândul tău. Da. Dumneavoastră ați mai jucat aici la Teatrul Regal? Bună seara, nu. Salut. Salut. Pentru prima oară când pășesc în acest spațiu, este un spațiu deschis, interesant. La bulevard, oamenii au venit în număr destul de mare, 50-60 să zic că or fi fost. M-am simțit bine, am răgușit un pic, nu mi-am adaptat vocea la sală. Ce ai vrea să le transmiți potențialilor, posibililor noștri viitori spectatori care încă n-au văzut spectacolul și cu ce crezi că ai putea să îi ademenești? Oriunde merge, avem cu asta după noi, suntem 3 cu 1, 4, facem show. Da, deci... 3 cu 1, 4, facem show. Dacă aceste cuvinte îmbie pe cineva la spectacolul ăsta, nu știu. Eu pot să vă spun că e o foarte amuzant. O comedie spumoasă, Woody Allen. Este o comedie spumantă și umor de bună calitate, nu ca ăsta pe care îl facem noi acum. Vă așteptăm la Bullets Over Lipscan. Următorul spectacol va fi în data de... În data de... Când e spectacolul următor? În iunie. 13 iunie. 13 iunie. În data de 13 iunie. Și-a mușcat buza și mi-a zis: librăria călcărește doar fațada. Și agențiile alea de pariuri care au făcut o frizerie de ochii lumii, o să vezi. Acum eu sunt în prim plan, stai un pic să-mi fac... Da. Nu, e prima oară când joc 3 spectacole în aceeași zi. A fost greu. Problema a fost că n-am calculat foarte bine, fiindcă unul l-am pus de la ora 6, iar următorul spectacol începea la comedie de la ora 7:30. Și n-am luat în calcul întârzierea de la primul spectacol, care a fost în jur de un sfert de oră, de pentru care am ajuns cu 3 minute înainte să se bată gongul la celălalt. Dar, până la urmă, am reușit. A fost... Și mi s-a părut că pe măsură ce a trecut ziua, adică pe măsură ce deveneam din ce mai obosit, parcă mergea cumva din ce mai bine, nu știu, în mod paradoxal. Dar, na, asta e. Și acum mă duc la un botez, am o nuntă și un botez după aia. Și...